31 august 2010 a fost ultima zi în care producătorii agricoli au putut depune la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cererile pentru schemele de ajutor specific finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă și destinate producătorilor de lapte din zonele defavorizate, respectiv îmbunătățirii calității produselor ecologice. În județul Dâmbovița au depus cererile 64 de producători de lapte pentru 520 de animale. Ajutorul specific se acordă pentru un efectiv cuprins între 2 și maximum 15 capete de vaci de lapte. Quantumul ajutorului specific pe cap de vacă de lapte este de cel mult 100 de euro și se calculează după finalizarea verificărilor prin raportarea numărului de animale eligibile la plafonul de 22.447.205 euro. În ceea ce privește acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, numai un crescător de albine s-a încadrat în cerințele statului și așteaptă să-și primească banii. Pe acest sector, România beneficiază de fonduri europene de 3.098.000 de euro. Tot anul acesta, după emiterea deciziei Comisiei Europene de autorizare a acordării ajutoarelor de stat, producătorii agricoli vor putea depune cereri pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor și porcinelor. Totodată, la data comunicării deciziei de autorizare a acordării ajutorului de stat, va intra în vigoare schema de ajutor de stat privind asigurarea accesului la finanțare în agricultură, aprobată de către Guvernul României în data de 25 august 2010.